Salutare, prieteni! Există așa o teorie că după toată perioada asta tensionată, cât a trebuit să stăm tare mult în casă, ne vom reforma un pic ideile legate de spațiul în care locuim și vom începe să investim cât mai mult în casele noastre. Eu, de exemplu, cât am stat în autoizolare, am folosit din plin doi roboți care au avut grijă de curățenie la mine acasă. Unul aspira, altul spăla ferestrele. Deci, astăzi vreau să discutăm despre cât de util e să ai așa ajutoare sau mai bine ai luat cârpa și ai făcut totul cu mâinile tale. Roboții aspirator sunt sigur că ați mai văzut, deja și brandurile mari, gen Samsung, LG, Dyson s-au apucat să le facă, dar cu siguranță nu ați mai văzut până acum robot care să îți spele ferestrele. Eu am postat numai un story pe Instagram cu micuțul ăsta și nu mă așteptam că atât de multă lume va fi interesată de așa device-uri. Se pare că spălatul ferestrelor manual nu e cea mai veselă ocupație. Îi spune Ecovacs WinBot X și chiar dacă la prima vedere totul e tare complicat, ei bine, nu-i chiar așa. Din start, robotul vine tare bine echipat, nu trebuie să cumperi separat nimic. În cutie mai găsim un dispozitiv de securitate cu ventuză, 4 atașamente textile pentru curățare, asta e tare la îndemână că cele repede se murdăresc, avem încărcător, 2 lavete, telecomandă și foarte important, soluția de curățare. Deci, principiul de funcționare e tare simplu. Pornim blocul de siguranță și îl lipim de sticlă. El va avea grijă să mențină robotul safe. Pentru că WinBot va accepta să funcționeze numai dacă este conectat fizic prin această funie. După care ai lipit o lavetă, o uzi bine cu soluție, ai lipit robotul de sticlă și a plecat. El singur el scanează tot geamul și se apucă de curățat. WinBot X se menține pe suprafață prin vacumare, având și aceste șenile din cauciuc cu ajutorul cărora se deplasează. Eu, apropo, l-am folosit și pentru oglinzi, se descurcă foarte bine și chiar în baie pe faianță. Cât lucra, am încercat să-l dezlipesc forțat, trebuie să te chinui un pic. Prin părți avem 4 senzori. În caz că geamurile nu au borduri, ei vor identifica marginile. E foarte tare că și robotul și această ventuză au sisteme de siguranță. Adică, dacă ventuza nu va fi lipită bine sau va fi deconectată, ea va urla. Dacă robotul are puțină baterie sau idee n-am cum se deconectează de ventuză, la fel va urla. Și chiar dacă l-ai lăsat singur acasă și ai plecat, eu nu aș recomanda asta, dar mă rog, s-a descărcat și cade. Ei bine, această funie va acționa ca o centură de siguranță. WinBot X nu are niciun fel de aplicație, doar această telecomandă, de unde poți să-l setezi să facă o curățenie dublă pentru un rezultat mai bun sau pur și simplu să te distrezi și să-l dirijezi singur. Eu însă în mare parte m-am folosit de butonul de pe robot. Odată ai apăsat s-a pornit, vrei să-l dezlipești urgent, o apăsare mai lungă. Atât. Totuși, întrebarea principală, cum spală chestia asta, e într-adevăr atât de utilă? Păi, în primul rând, mărimea suprafeței pe care o curăță depinde mult de unde setezi blocul de siguranță. Funia are o lungime de 2,5 metri, deci un geam de minim 2 metri înălțime îl spală fără griji. Robotul își face mai multe trasee, și pe verticală, și pe orizontală, iar acest motor de vacumare servește și ca sursă de uscare a lichidului, astfel că urme pe geam practic nu rămân, dar eu cred că depinde tare mult și de cât de murdar este geamul. Dacă e un geam din ăla care se curăță numai cu mopul și o grămadă de apă, clar că nu va face față. Sau îi va ieși, dar va trebui să cheltui destul de mult lichid. Iată un exemplu de geam murdar de praf din ăsta bătut de ploaie și uscat. Rezultatul final chiar e foarte bun, însă la fiecare fereastră ar fi bine să schimbi laveta și să o clătești cu apă. Părerea mea, un rol important îl joacă și soluția de curățare. Cică-i produsă în Germania, presupun că dacă o schimbați pe ceva mai ieftin, rezultatul ar putea să difere. WinBot X e tare util atunci când odată la jumătate de an faci curățenia aia generală, așa, da, generală. Speli bine ferestrele, după care folosește acest robot o dată în săptămână și el va menține această curățenie. Sau e tare util pentru cei care trăiesc la bloc și au ferestre mari și știm foarte bine că să le speli pe din afară e destul de riscant și greu. Sau nu știu, dacă în casă ai multe suprafețe din sticlă, oglinzi sau chiar faianță, ăsta își face treaba. O fereastră de 2 metri jumate o curăță în 6 minute. Toată bateria ajunge pe 50 de minute, deci ar trebui să fie suficient dacă nu ai toată casa din sticlă. Cel mai mare avantaj e faptul că toată construcția asta nu trebuie mereu conectată la priză. Are propriile baterii care se încarcă în 2 ore jumate de la zero. Cu ferestrele și oglinzile ne-am lămurit, ne uităm acum pe jos la roboții aspirator, care au devenit tare populare în ultimul timp.
În primul rând, nu sunt cu mult mai costisitori decât un aspirator obișnuit bun. Nu ocupă mult loc și totodată sunt o sursă tare interesantă de distracție. Dacă ați auzit vreodată de așa gadget, cel mai probabil era Roborock-ul de la Xiaomi. Dar eu pe ăla l-am încercat, am zis să mai văd ce concurenți sunt. Ăsta de exemplu e Osmo 900 de la Ecovacs. Ca formă și principii de funcționare, toate se aseamănă. Ai o grămadă de senzori dedesubt și prin părți care îi permit să se orienteze în spațiu, un senzor LiDAR deasupra care îți scanează toată casa și deja mai multe ustensile pentru curățat. Osmo 900, spre deosebire de mulți concurenți, e destul de generos. Vine cu două perii laterale care îi permite să strângă mai bine praful care se află prin colțuri și mai avem încă două de rezervă. Mai departe, pe lângă atașamentul cu perie, avem unul care se lipește strâns de podea și e tare bun pentru a aduna blană, părul. Rezervorul din interior are 350 de ml. Nu-i chiar cel mai mare, dar în schimb are o construcție tare comodă. Îmi place că are această ușiță care nu-i permite prafului să iasă înapoi. Deci, odată la 2-3 curățări, îl scoți tare ușor, dai filtrul la o parte și îl cureți sub un jet de apă. Apropo, mai găsim încă și un filtru de rezervă în cutie. Evident, există și modele ce dau cu mopul inteligent, adică înțeleg când sunt pe covor sau pe suprafețe dure, dar alea sunt mai scumpe. Pentru astfel de device-uri, eu cred că e foarte important ca aplicația să fie bine pusă la punct. În cazul acestui robot, totul e intuitiv și comod. După prima pornire, el scanează toate încăperile, creând o hartă virtuală. Ulterior, poate fi programat să pornească curățenia după un grafic anumit, cât timp nu ești acasă, de exemplu. Sau, dimpotrivă, îl poți porni fără grafic de oriunde, atât timp cât ai conexiunea la net. Totodată, dacă sunt zone mai sensibile, de exemplu un colț cu multe cabluri sau farfuria la pisică, ele pot fi delimitate pe hartă pentru ca robotul să nu se bage pe acolo. Sau îl poți programa să curețe doar o singură cameră, asta e foarte tare. Încă o funcție foarte comodă, dacă ai scăpat ceva pe jos pentru a nu porni curățenia pe toată casa, îi poți da o zonă anumită pe care el o va curăța minuțios, după care singur el se întoarce la bază. Tot în aplicație avem un meniu ce duce contul echipamentului care se uzează și te va atenționa când e timpul să schimbi filtrul de aer, periuțele. Și totuși, cât de practic este să ai așa un gadget? Din experiența mea, datorită traseului pe care el îl urmează, curăț în proporție de 95% din toată mizeria. Dacă vrei, pornești și regimul turbo, îl ajunge până la o putere de 1000 de pascali, dar este destul de zgomotos, așa că eu îl folosesc pe cel obișnuit și parcă nu a trebuit să umblu după el cu mătura. Robotul trece de praguri chiar și mai mari de 1,5 cm, se descurcă cu obstacolele fizice tare bine, dar are o problemă, anume la covoare cu nuanțe negre. Acest Osmo 900 are dedesubt mai mulți senzori anticădere, în caz că dă de vreo scară să nu se rostogolească. Ei bine, acești senzori percep petele negre anume de pe covor drept o prăpastie și se împotmolește. Dar eu cred că asta ar trebui să se rezolve printr-un update ceva. Și încă un aspect important la care trebuie să atragi atenția neapărat e bateria. Câți metri pătrați curăță dintr-o singură încărcare e greu de spus, pentru că la mine, de exemplu, apartamentul e mic și sunt extrem de multe obstacole și colțuri. Respectiv, o are mai mică, dar mai mult de lucru. Din ce am calculat eu, o baterie full rezistă pentru o oră și 10, o oră și 20 de minute de curățenie. Dar, în caz că se descarcă, a tras o fugă repede la bază, după care revine de unde a abandonat sesiunea. Pentru a fi încărcat de la 0 la 100 full, are nevoie de 4 ore. Deci, care sunt concluziile mele după săptămâni întregi de viețuire cu aceste gadgeturi? Dacă pe jos la tine în casă stau oase și pe geamuri noroi, acești roboți vor fi neputincioși. Însă, dacă odată, la jumătate de an, o să faci o curățenie generală, păi, aceștia o vor menține cât mai mult timp. În principiu, ăsta și este rolul lor. Tu, ce părere ai? Scrie-ne asta neapărat în comentarii dacă vrei să mai găsim și alți roboți interesanți. Nu uita să ne spui de asta. Îți mulțumesc că ne urmărești, că ne dai like-uri, că te abonezi la canal. Cu voi a fost Vico. Toate bune!